Procuratura Chișinău a contestat la Curtea de Apel sentința primei instanțe în cazul luptătorilor K1, acuzați că au ucis în bătaie un tânăr. Recursul vine după ce unul dintre inculpați a fost achitat, iar celălalt a fost obligat să plătească o amendă de 50.000 de lei pentru huliganism. Acuzatorul insistă că cei doi să fie condamnați la câte 15 ani de închisoare și califică decizia magistraților drept una ilegală. Recent, într-o conferință de presă, avocații celor doi luptători au declarat că în dosarul respectiv ar fi fost admise mai multe nereguli, iar unele aspecte din cadrul desfășurării anchetei provoacă semne de întrebare. Cazul dramatic a avut loc acum 2 ani. Atunci, cei doi sportivi l-ar fi bătut crunt pe tânăr într-o parcare din fața unui centru comercial din capitală. Victima a murit peste 2 zile la spital. Există și un al treilea suspect în acest caz, dar el încă mai este căutat de poliție.